Primarul municipiului reședință de județ Ion Lungu a declarat că licitația electronică pentru proiectul POR pentru reabilitarea unui număr de 14 străzi va fi reluată și speră ca până la mijlocul lunii viitoare să fie stabilit un câștigător și să fie semnat contractul. Sperăm și acest lucru să termine cât mai repede, într-o anumită logică, dacă lucrurile ar decurge din nou fără contestație și întreruperi, ar trebui undeva la 15 iunie să putem semna contractul cu firma câștigătoare care va fi desemnată din nou la licitația electronică. Rezultatul primei licitații a fost contestat de o asociere de firme din Suceava, respectiv Iași, iar în momentul de față cele două societăți nu mai sunt asociate. Este acolo comisie de licitație, n-am niciun fel de implicare, comisia se întrunește, s-a întrunit și în cursul zilei de ieri, nu știu exact ce au deliberat, dar sigur că ei analizează din nou toate ofertele, având în vedere faptul că acolo sunt, așa cum se știe, anumite precizări din partea celorlalți parteneri că nu mai fac parte din asociere. Este comisia care este suverană, are reprezentanți la Ministerul de Finanțe, eu le cer celeritate să încercăm să decidem cât mai repede. Cert este faptul că din cauza problemelor întâmpinate la licitație, demararea proiectului a fost mult întârziată și s-au pierdut câteva luni de muncă. Proiectul pentru reabilitarea de străzi este singura investiție din cele 5 accesate de Suceava prin programul operațional regional care nu a fost demarată până în acest moment.